Salutare, dragii mei, bun găsit! Eu sunt Ionica, bine ați venit pe canalul meu! Dragii mei, astăzi vreau să fac ciorbă de fasole. Și am aici jumătate de kilogram de fasole, care am pus-o la umflat și s-a umflat, spălată, care o să trebuiască să îi scurgem apa de 2-3 ori. Acum depinde câtă răbdare aveți, nu-i schimbați apa nici prea de multe ori, că se fierbe prea tare. Și nu are timp să fiarbă și zarzavatul. Și eu aici am zarzavatul meu, care am de toate în el. Am morcov, am ardei, am țelină, am mărar, pătrunjel, roșii. Am tot ce-mi trebuie pentru ciorbă. Aici am suc de roșii făcut de mine. Aici am pasta de roșii cu ardei capia. Aici am borș și două cepe. O să ne trebuiască pătrunjel, leuștean. Ăstea le avem în congelator, le punem la final. Așadar, dragii mei, haideți să ne apucăm de treabă. Prima dată schimbăm apa la fasole de 2-3 ori. Am schimbat apa de 2 ori la fasole. Asta e a treia apă care acum pun fasolea. Pun ceapa. Deci am 3 litri de apă. Și care pun și zarzavatul. Pentru că e la jumătate fiartă fasolea. Și acum le las să fiarbă. Ca să iasă fasolea mai gustoasă, eu o să pun cam 2-3 linguri de ulei. Și trucul ca să fiarbă fasolea mai repede. Ciorba de fasole e aproape gata. Mai trebuie fasolea încă lăsată încă un pic, o 10 minute și e fiartă. Și eu aici, dragii mei, asta e opțional, eu aici am jumări de pasăre și am să pun jumările astea de pasăre în ciorba de fasole pentru că o să-i dea un gust extraordinar. Puteți să puneți costiță trasă la tigaie. Dacă vreți neapărat, sau puteți să nu puneți nimic, să lăsați simplu așa. Dar eu optez așa pentru că soțului meu îi place cu jumări sau jumări de porc dacă aveți. După care am borșul pregătit e pe foc și la sfârșit o să pun și sucul de roșii și cu pasta de roșii cu ardei. Pentru că întâi așteptăm să fiarbă fasolea, să nu întărească fasolea. Și după aia punem și restul. Le mai lăsăm la fiert încă 10 minute. Ciorba e aproape la final. Fasolea a fiert. Deci nici nu trebuie să fierbem fasolea să sfărâme de tot. Trebuie să rămână bobul cât de cât întreg. La mine a rămas bobul întreg. Acum o să pun sucul de roșii. Am să pun pasta de ardei cu roșii. Și am să pun și borșul. Și acum gustăm să vedem de sare, de ce trebuie. Să vedem dacă mai trebuie. Eu cred că o să mai pun și un pic de apă să umplu oala, să fie mai multă zeamă. O lăsăm la fier. Ciorba de fasole. Eu am mai pus, de-am completat. Aici am o oală de 5 litri jumate. Am mai pus și borș, am mai pus și apă. Am suplimentat. Uitați, așa arată. Acum o să luăm spuma asta care se face deasupra. Așadar, ciorbița noastră de fasole e gata. A ieșit foarte delicioasă. Acum, eu o să pun 2 linguri de ulei pentru ca să-mi rămână leușteanul
să rămână verdeața, să-mi rămână verde, ca să nu se schimbe la culoare, să facă maro sau neagră. Și care opresc focul, două linguri, și acum eu să pun leușteanul, care e leuștean proaspăt din grădină, spun, dragii mei, ce miros e aici, ce parfum. Și eu o să pun o lingură de cimbru. Așadar, nelipsitul cimbru de la ciorba de fasole. Și e gata ciorba noastră de fasole. V-am obișnuit la ciorbe, o să servim o porție chiar de aici. O porție de ciorbă de fasole. Așadar, dragii mei, aceasta este rețeta de ciorbă de fasole. Eu vă mulțumesc că mă apreciați, că mă urmăriți și vă aștept la următoarea rețetă. Vă aștept și pe canalul de YouTube să vă abonați dacă vă plac rețetele mele. Pe pagina de Facebook avem Pasiune în Dulciuri și grupul Gătim Împreună cu Ionica. Vă mulțumesc, vă pup, cu bine, poftă bună!